În municipiul Suceava avem o singură clădire care oficial este expertizată și are risc feistic. Este vorba de blocul 48 de A de Garsonene, așa cum este cunoscut. Acest bloc a fost reabilitate anul 2020 80 de apartamente pentru program guvernamental. Când am venit eu primarul municipiului Suceava, trebuiau reabilitate și următoare 60 de apartamente pentru un program, pentru un proiect la Ministerul Transportului, era atunci, și era obligatoriu să facă ipotecă pe garsonerii. Cetățenii nu au fost de acord și nu s-a mai făcut. Aceste demersuri au fost reluate vara trecută pentru reabilitarea celui de-al doilea tronson al blocului prin PNRR. A fost semnat un contract cu o firmă care să facă expertiza pe structura de rezistență, însă aceasta s-a confruntat cu reticența locatarilor, întrucât unii nu au permis accesul în locuințe, demersurile au fost stopate. Problema se întâmplă cu repetiție și în alte județe din țară. Legea permite niște măsuri drastice pentru locatari, care pot ajunge până la trimiterea în judecată a celor care se împotrivesc. Alte clădiri care s-au mai vehiculat după perioada de construcții din anii 60, blocurile din zona centrală, blocurile turn din zona centrală, din Ana Ipătescu, Nicolae Bălcescu, Alexandru cel Bun, nu au făcut expertize. Pe de altă parte, legea prevede ca până în 2025 și în cazul altor clădiri asupra cărora planează suspiciunea că sunt cu risc seismic să fie făcute expertize în câteva etape. Evaluare vizuală rapidă și este o întreagă metodologie. Este metodologie cum se face această evaluare vizuală rapidă. În măsura în care, mă rog, după această vizualizare rapidă se constată că ar fi ceva probleme, se comandă expertiza tehnică și în baza expertizii tehnice se face încadrarea într-o categorie de risc. Sunt 4 riscuri seismice, 1, 2, 3 și 4. Legea prevede atribuțiile pe care le au proprietarii, atât în cazul clădirilor individuale, cât și publice. De altfel, există un program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, iar lucrările vor fi finanțate de la bugetul de stat în conformitate cu aceleași norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Concret, este vorba despre programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care vizează în primul rând clădirile multietajate cu destinația principală de locuință, adică blocurilor de locuințe, dar și a construcțiilor cu probleme de structură, aflate în proprietatea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale. În anul 2015, când a fost aprobat planul de analiză și acoperire a riscurilor, în municipiul Suceava erau inventariate peste 4500 de clădiri, cu aproximativ 36.000 de locuințe. Aproximativ 50 dintre imobilele de locuit aveau vârsta de peste 100 de ani, iar alte 75, o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani.